mie mi-a plăcut training-ul ăsta pentru că eu am luat mai mult practică decât teorie, pentru că de obicei eu am fost la mai multe training-uri și de marketing și de vânzări, dar totul era foarte superficial. Mi-a plăcut că s-a discutat exemple clare, oamenii au povestit exact ce vreau să facă și s-a pus la punct ce trebuie să facă, câteva etape. Asta mi-a plăcut foarte mult. Eu, de fapt, nu planificam să vin la cursul ăsta. M-a convins o prietenă și am venit așa, pur și simplu, pentru că, hai că mai vedem ce o să mai povestească și mă gândeam că de ce nu, poate prind o idee, poate îmi vine ceva, nu știu de unde e sari iepurile. Se discută idei concrete, nu doar teorie. Ceea ce eu apreciez la un curs, pentru că toată lumea știe să spună teorii, dar puțini care povestesc practica concretă, ce au făcut, de ce au făcut asta și ce a mers și ce n-a mers. Cu soțul meu ne-am gândit că poate asta, poate asta, poate asta, avem două idei care ne gândim pe care să alegem, dar mai analizăm. Azi vin la coaching și o să decid.